Pentru că, de exemplu, nu mă simt din niciun punct de vedere că pot să fiu atacat, decât la modul mortal. Adică faptul că, deci, în afară de punctul forte care e soțul meu, care a fost ministru de interne în perioada ceaușistă, să zicem așa, din 1978 până în 1987, deci aproape 10 ani, și care pe Google, pe net, e făcut de un criminal, tot felul, mă rog, șeful miliției și securității, n-a fost șeful miliției și securității, foarte mulți nu sunt informați, el a răspuns doar de miliție și pompieri. Securitatea acelor vremuri avea un departament care era condus de posternic, care au auzit mulți despre domnia sa. Deci care realizarea lui a fost să găsească cățelul fostei doamne Elena, și dacă mă gândesc așa, în istoria asta, una pe una am împușcat-o și pe asta se poate spânzura. Știți la cine mă refer, nu? A fost a doamnă Udre. Deci altceva nu văd să fiu atacat, dar din fericire, socru, de nu pentru mine, pentru județul ăsta, socru mi-a pus bazele acestui județ și s-a ocupat și de acest municipiu, care, din punct de vedere urbanistic, nu acum, deci până acum 20 de ani, deci arăta cum arăta. Dar bazele au fost puse din 68 încoace. Eu, de copil, vă spun că în zona unde era tribunalul, deci unde e blocul 280, care avea deschidere spre gara mică, deci erau numai bugiene, bugienuțe, magazinuțe mici. Nu era mare lucru în al doilea, prin anii 66-67.